și, nu în ultimul rând, voi steriliza instrumentele și diversele materiale folosite. Logic, îmi doresc să lucrez cât mai bine. Acum, pregătirea chirurgului. Să zicem că suntem acasă, suntem de gardă și ne spun asistent dacă a venit o urgență. Ce faci? Păi, în primul rând, ajung la spital. Apoi, de la spital, mă duc pe secție și mă schimb în hainele de secție. După care, mă duc în filtru. Din hainele de secție, mă voi îmbrăca în hainele de sală. Foarte important. La fel și cu papucii. Fie o să am un fel de dispozitiv mai avansat la noi, nu știu, nu am văzut în practică, în care, efectiv, punem piciorul și mi se vor atașa acei botoșei albaștri pe care le tot bombele doamna de jos să luăm cu 2 lei. Sau ne vom schimba, efectiv, papuci. Deci papuci de secție cu care am umblat să facem vizita nu vor fi aceiași cu cei de sală, foarte important. Ne vom pune masca, boneta și ochelari. Zice aici că se face înaintea spălării pe mâini. De ce oare? De ce nu mai spăl? Zi, scuze. Da. Pentru că pentru o să contaminezi dacă... Păi și... Da, da. Păi, adică îți pui tot echipamentul după care te spărcăm. Adică am pus și halatul și după aceea mă spăl pe mâini? Nu, halatul se pune în sală. Păi și dacă îți pun și halatul... De ce să nu-mi pun și boneta și masca?